vreau să mulțumesc pentru această deschidere și cred că există un potențial enorm de mare în ceea ce ține de colaborarea cu institutele de cercetare. Este datoria noastră, autorităților centrale, autorităților locale, a mediului de afaceri, poate să consulte, să expertizeze, să creeze proiecte comune și sunt sigur că acest lucru va fi doar în beneficiu cetățenilor, locuitorilor municipiului Chișinău, a Republicii Moldova, a diferitor ramuri, a diferitor domenii pe care le administrăm sau pe partea de competență acolo unde ne sunt. Și vreau să-i mulțumesc și doamnei director pentru această inițiativă. Sunt absolut determinat să facem lucruri frumoase împreună și cred că aici rezidă în continuare un mare, repet, potențial pentru eficientizarea activității, în acest caz, ramuri spațiilor verzi, dar și a diferitor altor domenii și cred că va trebui să continuăm, domnule primar, aceste lucruri, pentru că sunt sigur că putem avea rezultate comune foarte, foarte bune. Domnul primar, mai întâi vreau să exprim mulțumirea că aveți așa o deschidere spre colaborare cu instituțiile de cercetare. Cred că noi vom depune eforturi maxime pentru a evalua care este starea speciilor de animale pe teritoriul municipiului Chișinău, care sunt factorii care influențează speciile care se dezvoltă aici și ne însoțesc, care vor fi recomandările pentru a îmbunătăți situația în ecosistemele acvatice și terestre de pe teritoriul municipiului. Recent am mers la Lacul Valea Morelor, avem o situație de catastrofă ecologică care trebuie soluționată. Ne cătând la faptul că acordul de colaborare se încheie astăzi, noi deja am prelevat probele de la Lacul Valea Morelor, cercetătorii au fost la fața locului, în laboratoare acum lucrul se efectuează la maxim pentru a veni cât mai urgent cu concluziile și recomandările noastre de îmbunătățire. Nu rămâne decât să vă mulțumesc încă o dată și să ne dorim succes tuturor spre binele populației. Mulțumesc foarte mult!